Consiliul Județean Prahova anunța că a fost lansată aplicația mobilă Prahova Trans pentru transportul public din județ. Cu ajutorul aplicației, utilizatorii pot verifica orele de sosire și plecare ale autobuzelor din stațiile cele mai apropiate. Călătorii pot valida biletele și abonamentele prin scanarea codurilor QR la urcarea în autobuz. Aplicația permite achiziționarea și reîncărcarea biletelor și abonamentelor direct de pe telefonul mobil sau oferă informații detaliate despre traseele disponibile. În plus, utilizatorii pot gestiona conturile personale, inclusiv vizualizarea istoricului de călătorie și a tranzacțiilor efectuate.